Băi, ce se întâmplă aici? Nu știu, cred că sunt făcute. 44! Nu-mi vine să cred. Dorinel, ce părere ai? Mi se pare 33, mi se pare cam mult. M-au dat peste cap, sincer. Te-au dat peste cap. Ia să te auzim și cu overall rating-ul, să vedem acolo. Sunt puțin dezamăgit. Ceva băieții și... Bine ați venit la primul Ratings Reveal din România, un clip realizat cu ajutorul celor de la EA Sports. Îl avem lângă noi pe Teo. Te salut, Teuțu! Te salut, Ovi! Vă salut, băieți! Urmează, în următoarele minute, să aflăm overall ratingul și pace-ul, defending-ul și passing-ul lui Florinel Coman. Hai să începem cu atributul cel mai important din FIFA, și anume pace-ul. Teo, tu cât crezi că are Florinel Coman la pace? Băi, pace e și cel mai mare la Florinel pentru că e mare vitezoman. Ai zice un 89. Merg cu 89. Sigur? Da, cred că e corect. Nu trece pragul de 90? A fost accidentare, trebuie să tragă puțin mai tare la antrenament acolo. 89, eu aleg 89 aici. Ok, hai să-l auzim și pe Florinel ce are de zis în legătură cu acest atribut. Părerea mea este că ar merge un 91. Oh, bun. 91. Spre sfârșit, cred că Oviță merge în 90. Mă poziționez la mijloc între voi, 89-91. Ce zici? Deschidem acolo? Deschidem. Vedem ce e? Hai să vedem. Hai, Teo, că ești tu mai aproape. Eu? Ai emoții? E prima dată când faci asta. Da, e prima dată și prima dată România, fraților. Stați așa că... Ia să vedem. Opa. Pace, pace, pace. Opa. Oh, avem un 4. Un 4? Fii atent că nu e 80. Dacă e 94... Nu e 8. Aaaa. 84. Auci. Slăbuț. Ce părere, Florin? Crezi că meritai mai mult? Da, cu siguranță. Bă, și noi la fel. Mamă, 84, mi se pare cam puțin, da. Eu am crezut că o să fie 94 după ce am văzut 4. Începem cu 4, am crezut că sigur ne ducem spre un rating bombă. I-am văzut și anumite carduri care au mai scăzut în atac și fundași care au primit mai mult. Poate să încearcă așa o echilibrare de forțe, să nu te bazezi mai pe viteză. Așa o luai și te duceai în joc direct cu jucătorul cu pace. Dar nu știu, 84 cam puțin, într-adevăr. Da, cam puțin și mie mi se pare foarte puțin. Deci avem primul atribut de 84 la Florinel Coman la pace. Lăsați și voi un comentariu mai jos și puneți-ne părerea voastră. Credeți că merita mai mult Florinel sau mai puțin? Haideți să vedem și cât de bun pasator este Florinel Coman și să aflăm cât are la passing în FIFA 22. Îl ascultăm pe Teo prima dată cu un pronostic. Păi nu, că am dat peste cap pace așa la 84, nu știu ce să mai zic aici. Hai să zicem, eu merg cu 70 la passing, 70. 70. Tu, Florinel, ce părere ai? Eu merg pe 72. 72. Centrează destul de bine, intră bine cu mingea de pe stânga, de pe dreapta, frumos. Hai să mergem pe un 74. Oh, bun. Oviță așa zice. Ăsta-l deschid eu. Hai, Oviță, să te vedem. Uite ce frumos, luăm ușor. E așa suspansul ăla. Iată. Ia să vedem. Passing, stai puțin. Primul este... 8. 8. Oh. Oh. Mie că e 68. Și mie la fel. Ah. 68. Băi, ce se întâmplă aici? Nu știu, cred că sunt făcute. E puțină dezamăgire acolo. Un pic. Da, da. Cum da. Te simți, Florinel? Crezi că e nedreptățit? Da, puțin da. Puțin da. 68 passing. Uf. Măcar 70. Da, mă, dar noi suntem și subiectiv, că mi-e place cum joacă Florinel. Păi, și... dai seama. Lumea știe că și cu FCSB-ul, adică eu vreau să umflu aici tot, dar... Eu nu sunt cu FCSB-ul, dar pe partea asta cred că sunt și... Pot să fiu și obiectiv și de asta zic că poate un pic mai mult la pace, un pic mai mult la passing. Poate că e și românaș de-a nostru, de asta visăm noi la mai mult. Da, hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Hai să trecem acum și la partea de defending. O parte nu foarte iubită de Florinel, dar totuși o parte care merită explorată, să vedem cât... avem aici la acest atribut. Teuțu, te ascult primul. O să fie puțin, că na, Florinel e jucător ofensiv, el trebuie să fie acolo oricum. Ar trebui să facă fază defensivă. El să fie acolo, să facă viteză, diferența. Hai să zicem, 33. 33. Puțin? Puțin, da. De puțin? Florinel, ce părere ai? Mie mi se pare 33, mi se pare cam mult. Un 28. Uf, 28. Auci. Hai că mă poziționez tot între voi, să zic un 29,
Și o să-l și deschidem. Ia să vedem. Stai să ne ajungem la alt atribut. Dacă poți să mă ajuți tu, Teo, să ții puțin de card. Yeah. Să nu plecăm cu el. Ia să vedem. Ăsta e de defending. Stai puțin. 4. 4. Oare 34 sau 24? Cred că 30. 44! Nu-mi vine să cred. Băi, nu mă așteptam, nu mă așteptam nici eu. Dacă echipa are nevoie de fundaș lateral, te bagă pe tine acolo. Da. Să știi, și așa era bun 5-3-2 în FIFA 21. Right wing back acolo, intră Florin. Și face banda, bam, bam, bam. Da. Ai jucat vreodată extrem așa, puțin mai retras, într-un sistem cu 5 fundași? Am jucat la Naționalul contra Spaniei. Am prins când am jucat, am pierdut 5-0 și trebuia să alerg după Carvajal. Oh. Deci am fost cam fundaș meciul acela. Left wing back sau ce ai jucat? Carvajal pe dreapta, pe acolo, nu? Da, Carvajal. Da. Obligat, Carvajal, că urcă mult la centrări, la faza ofensivă. Uite, s-a jucat și el meta. Da. A jucat și el meta cu 5 fundași pe punt, 5-3-2 ăla. Uneori trebuie să stai pe două linii, n-ai ce să cu Spania. Cu... Ne-au forțat. Da, n-ai ce să faci. Hai să ajungem acum la cel mai important lucru din acest clip. Hai să vedem și overall ratingul. Așa cum v-am obișnuit, începem cu pronosticul lui Teo. Da. Băi, sezonul trecut a fost la 74, dacă nu mă înșel. Atunci se avea mai mult pace, parcă mai puțin defending. Am mai dat de acolo, am mai luat de dincolo. Hai să zicem un 73, un minus 1 așa pentru rating. Minus 1. Chiar așa nu ți-a plăcut ce sezon a avut Florinel? Vai, tu băi, dacă văd aici, mai iau și după ce am văzut din astea 3. Mi-ai dat așa piese lipsă. Restul o să fie la mine pe canal cu partea a doua. Pe drible, poate urcă pe drible. Poate la drible mai mult decât... M-au dat peste cap, sincer. Te-au dat peste cap. Ce ia să te auzim și cu overall rating-ul, să vedem acolo. 73. 73, la fel ca tine. Cred că este corect. Da. Mergi și eu tot pe un 73? Așa, 73. Am pus și la story pe Instagram, tot un 73. E prima dată când cădem de comun acord că e o 73, ok. Toată lumea a zis și e 73. Ready? Hai să vedem. Hai să vedem. O să te rog, Teo, să mă ajut puțin. Este. Merge, merge, merge. L-ai luat? Ia, stai să vedem. 2. 82. Ia să vedem, de aici, 82. 82. 72, frate. 72. Ok, da. Iuț. Pe tine te așteptăm cu reacția. Cardul tău este, nu e al nostru. Suntem tare curioși. Ținând cont că am jucat foarte puțin, totuși eu mergeam pe un 73, dar sunt puțin dezamăgit. Da, dar asta sunt convins că o să te ambiționeze să ai un sezon mult mai bun și să revii la FIFA 23, să vedem acolo poate gold. Poate primul român care ajunge poate la un 80, un transfer în afară, ceva frumos. Băi, fiind ar fi un 76 gold, după aia sezon de sezon să urce. Dacă e ca la carieră, la carieră vezi că ajungi la 90 și ceva. 90. Da, e direct Cristiano așa, pe left winger. Nu uitați băieți, vă așteptăm și pe canalul lui Teo, unde o să vedeți celelalte 3 atribute mari ale lui Florinel Coman.